Din păcate pentru noi astăzi am făcut un joc foarte slab. Am rămas total datori față de fotbal. Din păcate pe toată săptămâna am vorbit și atât noi, cei care am rămas, cât și conducerea clubului cu jucătorii, să schimbăm și să începem să câștigăm, pentru că e o perioadă foarte lungă din care nu am câștigat. Din păcate astăzi nu am reușit. În afară de ocazia lui Kevin și bara lui Iacolis, pur și simplu am făcut un joc foarte slab. Au dreptate. Așa este, pentru că ok, noi n-am câștigat de foarte mult timp, dar distanța nu este foarte mare. Mioveni au 11 puncte, iar prima care va fi maxim 19, deci vă dați seama, toate celelalte este la 2-3 puncte una de cealaltă. Câștigi un meci, două, ești peste locul de baraj, așa, dar trebuie să câștigi meciul. Dacă nu câștigi meciul, nu cred că ai nicio șansă să te salvezi de la retrogradare. Vreau să felicit echipa în primul rând pentru modul în care a înțeles să se prezinte în seara asta. A fost un meci cu o încărcătură foarte mare. Noi veneam după o serie de meciuri mai puțin reușite. Așa cum le-am spus și lor, ultimul meci cu CSU Craiova ne-a dat această încredere de care aveam nevoie și mă bucur că în seara asta am reușit să câștigăm. Este o gură mare de oxigen pentru meciurile care urmează. Cum e din nou să câștigați? Asta spun. Victoriile aduc victorii, cum se spune, dar mai mult de atât aduc încredere și cred că echipa avea nevoie de această încredere. Le mulțumesc încă o dată băieților, staff-ului pentru tot și suporterul pentru susținere. Emoții în repriza a doua, mai ales în ultimele 20 de minute? Da, a fost emoții, dar să nu uităm faptul că noi puteam să închidem jocul mult mai devreme. Am avut ocazii clare, dar mă bucur că s-a terminat așa. Importantă este victoria. Cum va fi play-off? Un play-off foarte greu. Eu consider că toate echipele care sunt acum sunt sensibil egale. Cu siguranță va fi un play-out crâncen. Jefferson va fi un plus? Jefferson a rezolvat cu actele. El a fost la antrenamente la noi. De săptămâna viitoare intră într-un program normal. Deci, din punctul meu de vedere, este un plus pentru echipă.